Vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine în 1 Samuel, capitolul 17. Un singur verset după masa aceasta. 310 pagini în Biblie. 1 Samuel 17, 45. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care ai ocărât-o. Amin. Și Doamne, te rog să binecuvintez acest cuvânt în inimile noastre, în viețile noastre și să ne ajut, Doamne, să-L trăim în fiecare zi cu bucurie. Amin. 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 Vă invit să vă reașezați. În seara aceasta m-am tot gândit la un mesaj, m-am rugat pentru un mesaj în seara aceasta în care copiii au slujit și mă gândeam că asta e una din cele mai frumoase, parcă, povestioare din Biblie cu care am crescut la școală duminicală și toată lumea s-a bucurat că David a câștigat, s-a bucurat că l-a zăpăcit pe Goliat, s-a bucurat că, în sfârșit, victoria a fost a lui Dumnezeu în final și mă gândeam din textul ăsta, din singurul ăsta verset, să învățăm câteva lucruri, cum putem să biruim ce pare de nebiruit sau cum putem să biruim ce pare de neclintit în viața noastră și în viața familiei noastre și în viața și în relația cu copiii noștri, că aici avem de biruit mult. Și cu cât cresc pruncii mai mari, parcă cu atâta lucrurile din față sunt mai de nebiruit. Cum putem să biruim? Și aș vrea să vedem câteva lucruri practice în seara asta. Din textul acesta, din capitolul ăsta 17, sunt convins că îl cunoașteți, am ales versetul ăsta oarecum cheie, de care o să ne folosim mai mult. Și primul gând pe care l-am și aș vrea să-l notăm, ca să putem să biruim, trebuie să analizăm bine situația. În primul rând, să analizăm ce se întâmplă și cu cine ne batem, cu cine ducem în final bătălia. Ajunge băiatul ăsta cu păr bălai, un picuț era dincolo de școală duminicală, ajunge și cu șoncul și cu cașul de acasă, era un păpos, dacă vreți, sarcina lui era să ducă într-un loc în altul niște produse alimentare și mai rapid să nu se strice, să se țină de treabă. Ajunge în câmpul de bătălie și primul lucru care lui dă așa un picuț cu semnul de întrebare e că la știri și peste tot oamenii spuneau că ăștia să badă numai acolo, să luptă, deci lupte adevărate. Și când ajung acolo, liniște și pace. Mai erau câteva campionate de remi, de table, pe acolo, pe undeva, alocuri, dar în general era liniște. Și gândul pe care l-am în dimineața asta vis-a-vis de această liniște, e că oamenii spun că se luptă, dar oamenii nu mai se luptă. Și provocarea pe care o avem e să ducem noi lupta mai departe. Spunem că ne luptăm și de fapt lupta nu mai ducem, ci a apărut un Goliat și numește-l cum vrei în seara asta și asta te-a defocusat și nu mai lupți. Primul lucru pe care trebuie să fim atenți atunci când analizăm situația dacă cu adevărat mai luptăm sau nu, sau cum e situația din jur. S-ar putea ca cei care au luptat pentru noi, cei care au fost tampon, să plece la Domnul și suntem datori noi să venim în linia întâi. Fiecare om de genul ăsta din viața mea care pleacă la Domnul, care știam că cu adevărat se roagă și se luptă în rugăciune pentru biserică, pentru mine, pentru noi, simți, de fapt, când îți merg oamenii puternici din față. Ai simțit doar săgețile care au trecut pe lângă tine până acum, dar acum nu le iei direct în piept. Mă uit în jurul nostru și situația pe care o observ de luni de zile, parcă sunt oameni din ce în ce mai mult falimentari, oameni obosiți, oameni care pierd bătălii, oameni care pierd focusul, oameni care nu mai au nici energia, nici puterea, asta nu pentru că nu vor, dar efectiv nu mai pot. Și primul gând e să analizăm situația în care suntem chemați să luptăm. Al doilea aspect al acestei analize e de fapt cu cine ne luptăm. Interesant e că Biblia, când vorbește de luptele astea spirituale și vorbește aici despre Goliat, e detaliată și vorbește despre aliura lui, vorbește despre armura lui, despre apartenența lui, despre amenințarea cu care vine. Sunt doar câteva gânduri în care Biblia intră în profunzime și spune de fapt noi cu cine ne luptăm sau David cu cine se lupta.
E foarte important să vedem, de fapt, ce nu se vede atunci când ne luptăm și să înțelegem mai mult în Duhul decât în prin vedere, de fapt, cu cine ne luptăm. Că s-ar putea să ne luptăm cu altcineva și s-ar putea să nu fim pregătiți, pentru că atunci când știi cu cine te lupți, te pregătești cu armele potrivite, corect? E foarte important ca atunci, dacă vrem să fim biruitori, în primul rând să analizăm situația, să vedem, de fapt, noi cu cine avem de luptă. Care e provocarea pe care o avem ca și familie noi? Ce nu merge? Dacă nu merge ceva, de ce nu merge în familia noastră? Care sunt, dacă vreți, provocările noastre personale? Și e important să ne oprim, să analizăm situația odată în care suntem și, de fapt, care e dușmanul cu care noi ne batem în fiecare zi. E atât de general, da, diavolul, păcatul, dar haideți să particularizăm un pic lupta și să fim, poate, încăpățânarea la mijloc. Poate lenea la mijloc. Sunt alte păcate, nu atât de moarte, cum zicem noi, care duc înspre moarte, dar ne duc înspre o altă, într-o altă defazare de la ceea ce Hristos ne cheamă. De-aia e important să analizăm foarte bine situația. Și asta face David. Ajunge acolo, îți dă seama că nu se bate nimeni și o zice, dacă nu se bate, trebuie să se bată cineva. Adică nu pot, zice David, să accept ca omul ăsta, netăiatul ăsta împrejur, să-și bată joc de Dumnezeu meu. La noi acasă, nu pot să lași ca păcatul sau provocarea sau diavolul să-și bată joc de casa ta și trebuie să te lupți, nu? Pentru că nimeni nu o să se lupte pentru casa ta dacă nu te lupți tu. Sau nimeni nu o să facă, dacă vreți, cerc de protecție și de rugăciune în jurul copiilor tăi dacă nu faci tu asta. Noi la școală duminicală, de fapt, ce reușim să facem noi? Câte zeci de minute stau copiii împreună? Puține, nu? Cele mai multe stau în alte medii. La școală, imagine, stă 6 ore, 4 ore, 5 ore, în fiecare zi în alt mediu. Și suntem datori, ca și părinți, să stăm în jurul copiilor noștri din punct de vedere spiritual și cerem protecția lui Dumnezeu. Și să vedem, de fapt, care sunt bătăliile pe care ei le duc ca să pregătim armele, ca să câștigăm bătăliile respective. E foarte important să analizăm și cel mai important să analizezi situația. Numărul 2, să accepți provocarea pe care o ai de a face ceva. Datoria lui David a fost doar să ajungă acolo, doar să aducă mâncare pentru frații lui și a spus, eu nu pot să mă opresc aici. Fișa apostolului meu, spune David, e până aici. Dar dacă ești cu adevărat un credincios și un om care trăiești cu Hristos, nu te oprești la fișa apostolului, ci mergi dincolo. Mergi nu doar a doua milă în care ești obligat, prima milă, ci mergi a doua, a treia, a zecea milă, pentru că dorești ca prezența lui Dumnezeu să vină înapoi acolo unde trebuie să fie. Provocarea pe care o avem în text, în ideea aceasta, în punctul acesta, este să-L aducem înapoi pe Dumnezeu de unde alții L-au scos afară. Adică în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mai era prezent acolo. Și datoria noastră este să-L aducem pe Dumnezeu dincolo de cititul Bibliei noastre, dincolo de lucrurile, activitățile pe care le facem spirituale, e foarte important să le facem împreună cu Dumnezeu. Și atunci când am vorbit de mai multe ori anul acesta ca și biserică despre slujire, o idee a fost în mai multe mesaje, nu să cauți cât slujești, ci să-L cauți pe Hristos în slujirea ta. Dacă Hristos nu e în slujire, am pierdut slujirea, oricât de spiritual ar părea ea. Pentru că, de fapt, slujirea noastră are de-a face cu Dumnezeu nostru și cu prezența lui Hristos în slujire. Va trebui să acceptăm provocarea asta. Dacă nu o face soțul, trebuie să o faci tu, dar cineva trebuie să o facă. Cineva trebuie să dea bătălia aceasta și să se lupte mai departe. Cineva trebuie să lasă o zestră spirituală. Cineva trebuie să câștige din nou bătălii spirituale. Cineva trebuie să vorbească că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu viu și un Dumnezeu care răspunde la rugăciuni. Și mi-a plăcut tare mult de Rebecca la Zlău, duminica cealaltă, când a zis faptul că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune, am crezut în El. Și ăsta a fost punctul în care, chiar Dumnezeu mă ia în serios. Chiar îmi ia serios rugăciunile mele, fricile pe care le am. Și vreau să vă spun ceva extrem de important. Dragii mei, orice frică ta e importantă pentru Dumnezeu și orice bătălie pe care o duci e importantă pentru Dumnezeu și Dumnezeu o știe. El o câștigă, doar tu trebuie să o predai Lui. Dacă nu o predai tu Lui, rămâi tu cu ea și rămâi falimentar, pentru că fără Hristos nu avem nimic, nu putem să câștigăm nimic și nu putem să facem nimic. Apoi va trebui să anticipăm critica. Când ajunge David să facă ceva mai mult, e criticat de Saul, e criticat de frații lui. Și Eliab ăsta, care trebuia să fie mai înțelept așa între ei, o vin și o zic, băiatul, i-a dat una după cap, așa, și o zic, tu ai venit aici să-ți faci selfie cu bătălia, tu te dai lauza la prietenii tăi, ce
meseriaș ești tu, unde ai fost tu, cât de greu a fost, ai și murdărit cu noroi pe față, să pară chiar momentul mai interesant. Du-te mâna apoi la oile alea puține pe care trebuia să ai tu grijă. Cui le-ai lăsat, apropo? Du-te rapid, că ai pierdut autobuzul. Vezi că mai ai 15 secunde și prins tramvaiul de 12 și un sfert. Fugi repede înapoi acasă. Și provocarea pe care o avem, atunci când vrei cu adevărat să lupți, oricum, critica e bună într-o doză, într-o anumită doză. Când e prea multă critică, e acum nu mai bună. Dar o anumită doză e bună, ne mai trezim la realitate câteodată. Dar e foarte important să anticipi. Și de asta am ales cuvântul ăsta, să anticipi critica. Să nu te surprindă că cineva nu e de acord cu tine. Important e ca Dumnezeu să fie de acord cu ceea ce faci tu, pentru că bătălia e, repet, pe credincioșie, nu pe aplauze și nici măcar pe aprecierile din partea oamenilor. Important să știi că tu faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Amin? Mă încurajați, amin? Amin. Foarte important să avem sentimentul acesta seara că am făcut astăzi ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Că ne cheamă atâția și atâtea voci în jurul nostru. E important să auzi vocea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de victoriile trecutului apoi. Când a ajuns David în fața lui Saul, asta e o imagine tare faină. Și a scrijelit toiagul lui cu toate victoriile atunci când Domnul i-a dat biruință, când a venit lupul, când a venit leu, când au venit toate celelalte animale și provocări, și a scris acolo data, a făcut un semn. Nu știu dacă ați făcut dumneavoastră un semn așa pe bâtele alea de alun în care stăteam la animale, de exemplu, la vaci, și te plictisai, n-aveai ce să faci, scriai Ionuț pe bâta respectivă și apoi când o articulai pe vacă cu bâta Ionuț, bă, era mai sfântă toată lucrarea, dădea lapte mai mult, era și mai cu minte, era, deci era ceva. Și asta ne jucam ca văcari, sau erau alte, alte sporturi decât acum, mai interesante. Și cu brișca făceam ceva acolo. Ei, cam asta a fost ideea în care ajunge David în fața lui Saul și spune, eu vin în numele campionului meu. Eu nu mă duc în numele oricui astăzi. Eu ce afirm că astăzi eu câștig? Eu afirm pe, bazat pe cine am în spate. Pentru că în bătălie important nu să fii prezent, important e cu cine ești prezent. Că sunt bătălii în care suntem trași de alții, suntem în bătălii în care am ajuns de nevegherea noastră, suntem bătălii în care ne-au împins alții, e important că ajungi în bătălie cu cine ești acolo. Că bătălia nu o câștigi tu singur și nu o câștig eu singur, ci o câștig cu prezența lui Dumnezeu care este cu mine acolo, în provocarea pe care o am. Și spune David, eu azi sunt victorios și vreau să spun ceva, că pe toiagul ăsta e doar semnul că eu merg în numele lui Dumnezeu și numele celui care am câștigat fiecare bătălie. Eu nu m-am arcuit, eu nu m-am tras, eu nu m-am, dar direcția pietrei o dă Domnul întotdeauna. Alegeți să fii tu însuți. Să știți că nu există victorie în fățărnicie niciodată. Alegeți să fii tu însuți. Saul spune, îți dau armura mea, măcar de la soare pari și tu mai strălucitor. Îți dau, mai pari și tu mai bogat, pari mai puternic, pari mai. Și David, n-am cum să merg cu asta. Eu am altă armură. Și foarte important să fii tu însuți. E important ca ei, copiii, să ne vadă că noi avem și noi luptele noastre. E important să simtă că noi suntem noi înșiși, acasă. În relație cu ei, în luptele pe care le ducem, în slujirea pe care o facem, suntem oameni. Și noi, și înainte de orice trebuie să fii om. Ești tată, ești mamă și apoi toate celelalte lucruri. E important lucrul ăsta. Pentru că e așa înțeleg pe Hristos văzându-ne pe noi vulnerabili și sinceri și onești. Atacă uriașul apoi. Dacă până aici a fost doar teorie și tot a fost perfect și o să da, facem, mergem, dregem, principii bune, le luăm la inima noastră. Acum hai să ne apucăm de treabă. Pentru că grădina nu se sapă din pat. Ci trebuie să pui mâna pe sapă, nu? Și nici plantele nu se udă din pat, din vârful patului. Trebuie să te dai jos ca să le poți uda, nu? Trebuie să te apuci de treabă și una din lucrurile e foarte important să-ți alegi armele. În văi, să știți, în văile vieții noastre găsim cele mai puternice arme. Noi credem că pe vârf, nu, pe vârf e gloria lui Hristos. Pe vârful muntelui e slava lui Dumnezeu, pe vârful muntelui suntem victorioși, dar ca să ajungi pe vârf treci prin vale prima dată și din vale îți găsești adevăratele arme ca să poți să ajungi pe vârf.
Și trebuie să înțelegi și să-i spui copilului tău și ne spunem nouă că nu e tragedie ceea ce trăiește el acum, e doar o armă pe care el o ia, o piatră pe care el o ia. Să declar victoria, chiar dacă n-ai experimentat-o încă, să crezi că Dumnezeu poate să facă asta. Și David îi spune asta lui Goliat, eu astăzi câștig, tu nu mai mergi acasă. Cel puțin cum ai venit. Eu astăzi sunt victorios. Și asta își bate joc de el. Poți să zici tu ce vrei, de vreau să spun ceva. Eu știu cu cine am venit în bătălia asta. Eu vreau să spun ceva, Goliat, și vreau să fiți atenți la ideea asta. Nu noi ne batem, noi doar orchestrăm bătălii, să știți. Tu pui numele lui Dumnezeu peste copiii tăi. Tu asta poți să faci. Tu nu poți să te bați în locul lui, nu poți să-l înveți cum să facă, pentru că fiecare avem provocările noastre. Tu doar poți să-l aduci, dacă îmi permiteți expresia asta, pe Dumnezeu în viața lui și în bătălia pe care el o dă. Și protecția lui Dumnezeu peste copiii mei noștri. Oricum, e un simț a umorului până la urmă, că copiii s-au lovit cel mai tare în prezența noastră, nu? Una din fricile bunicilor atunci când lași nepoții, ei se bucură, dar în aceeași timp să nu pățească ceva pruncii pe când vin părinții acum. Și dacă mai pățesc ceva, îi aranjez, dar nu, nu mă leacă, zice, nu? Deci, au făcut o flotare, nu? Pe cantare, nu? El s-a răgutat, se adună greu. Da? Așa e el astăzi, zice, nu a avut o zi bună. Și asta e una din fricile pe care le au, nu? Dar umorul e că până la urmă că între fața noastră se întâmplă cele mai, ca să ne dăm seama de fapt că fără Dumnezeu nu putem. Și un lucru extrem de important aici, David e cel care aleargă spre Goliat, nu a mers acolo după un tufiș și acum la 6:50, era jertfa de seară, să zicem, și ăsta venea exact când vrei să te închid, cam asta se întâmplă. Și acum când vrei să te apropii de Dumnezeu, apare și Goliat, de tulbure. Și apare ăsta la 6:00, se tulbure pe israeliți când se aducea jertfa de seară. David ajunge și el mai repede, nu s-a scuns după un tufiș, ci îmi place foarte mult imaginea aceasta. El aleargă spre Goliat. De fapt, aleargă să rezolve problema mai repede, aleargă spre păcat, să scape mai repede de păcat. Nu așteaptă să vedem ce o să fie, ci nu, aleargă ca problema să fie rezolvată. Vezi o ușă deschisă în casa ta, în viața copiilor tăi, aleargă să închizi ușa respectivă, dacă poți să mai închizi. Aleargă să rezolvi repede, nu lăsa timpul, timpul nu rezolvă niciodată, timpul doar amplifică lucrurile. Aleargă să închizi uși, aleargă să-L aduci pe Domnul în casa ta. Ucide uriașul. Foarte important, nu doar să-L amețim piatra, doar l-a amețit sabia, l-a ucis pe David, pe Goliat. Ucide uriașul. Nu doar ameți lucrurile, nu doar vorbi frumos, nu doar aranja lucrurile să pară bine, ci rezolvă adevărata problemă. Și ultim gând pentru că am pentru dumneavoastră, e să ne ajute Dumnezeu ca victorile noastre să le dedicăm Lui. A zis David, vreau să spun ceva. Astăzi, Dumnezeu meu te va da mâinile mele. Dați seama cât era asta de mare, era eclipsă de soare, când apărea Golia, nu mai apunea soarele instant. Mașină de ucis. Și unul de la oi, dolce oaie mirosă. Apare el. Dar interesant că apare cu pretenții. Și zice, mă, vreau să spun ceva, noi astăzi nu ne mai vedem, numai acum ne-a văzut prima dată, și suficient, zice David, pentru că astăzi Domnul te va da mâinile mele. Vă dați seama că o râs, tătă valea terebinților, o zic că David face stand-up comedy. O râs tăți de el, frate. Toată lumea va râde de tine, când vei vorbi ce poate să facă Dumnezeu. Vă aduceți aminte duminică seara, toți au râs de femeia aceea. Dar după ce au dus vasele, tot satul vorbea despre femeia aceea, că Dumnezeul ei i-a umplut vasul. Tu nu mergi singur în bătălie. Și în valea terebinților, să te uiți mai mult nu cum arăți tu, ci dacă Dumnezeu e cu tine acolo. Că dacă Dumnezeu e cu tine, oricât ar fi Goliat de mare, îl dă în mâinile tale. Îl dă în mâinile tale. Nu te opri doar să amețești păcatul, nu te opri doar să amețești lucrurile, ci scoate-le din rădăcini afară. Curăță-ți și viața și casa, ca să vină ploaia mântuirii peste casa ta, peste casele noastre. Pregătește și destelenește un ogor nou, să curgă harul lui Dumnezeu
și victoriile lui Dumnezeu peste casa ta, peste viața ta, peste ceea ce, nu știu săptămâna aceasta cum va fi, ce ți-ai planificat tu sau ce și-au planificat medicii cu tine. Întreabă și pe Dumnezeu ce și-a planificat cu tine. Întreabă și pe Dumnezeu și dacă mergi, du-te cu Domnul. Că dacă mergi cu Domnul, vii cu Domnul înapoi. Dacă mergi fără Domnul, nu știu dacă, cum mai vii înapoi. Dar dacă mergi cu Domnul, întotdeauna ai biruință. Am vrut să vă încurajez din versetul ăsta că noi întotdeauna mergem în numele Dumnezeului oștirilor. Cel care este campionul vieții noastre. Cel care a câștigat bătăliile tale, le poate câștiga și ale pruncilor tăi, a nepoților tăi. Doar să-L chemi și doar să mergi cu El în bătăliile acestea, știind că Dumnezeul nostru, întotdeauna, întotdeauna cu El avem biruință. Amin? Ne rugăm pentru perioada aceasta de vară, pentru copiii noștri, pentru noi ca și familii, ca Dumnezeu să ne dea baza Lui, protecția Lui și să ne ajute să rămânem focusați pe relația cu El și să îl căutăm pe El în viața noastră, în slujirea noastră. Oamenii ne vor da îmbrăcăminți, oamenii ne vor spune ce să facem, oamenii. Important e să-L cauți pe Domnul în viața ta. Și dacă Domnul e în viața ta, oricât ar fi golia de mare, oricât ar fi de netrecut, ceea ce pare un zid atât de mare în fața ta, vreau să vă spun în numele Lui, ca și ziduri, să oprește și soarele în loc, mările se liniștesc, se întâmplă ceva. Mă rog ca Domnul să ne ajute să experimentăm cu adevărat puterea lui Dumnezeu în casele noastre, în viețile noastre și biruința pe care, de care ne bucurăm acum la botez, să mai experimentăm cel puțin o dată anul ăsta. Dar pentru asta, merite să mergem să luptăm împreună, împreună cu Domnul nostru, pentru că în numele Lui întotdeauna avem biruință. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute Domnul să trăim ca niște oameni victorioși. Să știți că bătălia o duce El. Noi doar trebuie să credem ce Domnul a câștigat deja pentru noi și pentru tine. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.